Dumitrescu, continuarea prezenței domnului Florin Câțu în fruntea guvernului României ar însemna un scenariu horror pentru România, un scenariu de groază, un scenariu al abuzurilor în formă continuată, un scenariu dictatorial pe care românii nu-l mai pot servi în fiecare zi. Dumneavoastră vedeți cât de periculos este ceea ce se întâmplă acum. Țara noastră este într-adevăr în haos. Uitați-vă, românii nu mai reacționează deloc nici la abuzuri, nici la scandal și circ în Parlament, în fabrica de legi a României. Asistăm la un asemenea comportament care coboară nivelul întregii țări, care ne jignește și ne prezintă într-un mod extrem de jos, nu numai comunității internaționale, ci copiilor noștri. Domnule, ce modele le servim noi tinerilor și copiilor noștri pentru ca să putem împreună cu ei să ne asigurăm că România are un viitor puternic? Ei bine, în contextul în care asta este România normală, promisă de domnul președinte Klaus Iohannis, permiteți-mi să-i transmit domnului Klaus Iohannis că nu este... Nu se poate că este la festivalul UNESCO. Acum tocmai am văzut... Să doarmă liniștit la concert, dacă dânsul îi arde de concerte în acest moment, cu toată stima pentru acest mare festival de care trebuie să fim cu toții mândri. Ei bine, în momentul de față, domnul președinte Klaus Iohannis cred că ar trebui să găsească soluții pentru, nu pentru spectacolul ieftin din Parlament servit de AUR, USR și alții, ci pentru spectacolul adevărat care se întâmplă în România adevărată, aia care nu este educată așa cum a promis domnul Klaus Iohannis că va face. Eu vreau să înțeleg un lucru și să știți că...